Acum două zile am desfăcut calculatorul, i-am scos placa video, am făcut-o bucăți. I-am pierdut un șurub, dar nu este problemă pentru că încă funcționează și am reaplicat pasta termoconductoare și am mai schimbat și procesorul, placa de bază și rami. și dacă și acum o să facă ca turbina de la NASA calculatorul meu de fiecare dată când mă joc Minecraft, în nebune frate, deci nu există rezolvare, dar până acum vreau să știți că încă n-am observat să facă. Iar frame-urile sunt mult mai bune, jur oameni buni, deci mă uitam în zona asta și îmi scădeau undeva pe la vreo 60-70 de frame -uri. acum am literalmente 97, 100, 94, 91, 102. Ok. <laughs> Trebuia să vezi placa video, eram vreo 4 bucăți. Nu mai știam de unde e fiecare șurub. <laughs> le-am nimerit cumva, deși nu sunt sigur că le-am nimerit pe toate și am pierdut unul dintre ele, dar... Uh, cred că era unul mai neimportant, că oricum se prindeam vreo 4 șurub undeva, și gen, noi am mai nimerit trei, că unul l-am pierdut. Anyway, comentarii pe peretele din grota abonațiilor. Ce, credeți că se termină seria? Să o credeți voi? Nu am altceva ce să filmez, dar o să fac chestii noi pe Minecraft în curând, când o să-mi dau seama ce și poate ne jucăm uh, cu mai mulți oameni, ca să fie mai interesant. Bun, comentariul ăsta este de la Mihnea Sandu. Sa Sandu. De ce-mi... Mi se pare că l-a mai pus pe domnul Mihnea să după perete. Sunt atât de confuz. Bing. nu mulți au făcut asta. Eu și încă trei persoane care a, încă se mai uită la serialul Bing. Ai complet complet. Cum adică? Sunt mai mult de patru persoane în total care se uită la seria asta. Sunt foarte mulți oameni. Apăsați butonul de like ca să i a, dovedim lui Mihnea că suntem a, mulți. Ok. 181. Un comentariu de la Hachiko King. Mamă, ce nume greu de, de... Citit și de pro... Hachiko ha King. Hachicho King. Uh, ce spune? Bing după ce a luat toate poțiunile. Infinite Power. Păi, da, era mai cârnatul de efecte pe ecranul meu, știi? Am și mutat face ul mai jos la un moment dat, că am zis că, mamă, să vezi că trebuie să mut, uh, mut face ul ca să se vadă toate efectele. Și l-am mutat și s-au văzut și toată lumea a fost foarte fericită. Uh, următorul comentariu este de la Mih Hai... G capa, Bun, care zice așa Ai uitat de advancement-ul Să ai toate ra ramurile pe un Amor Ce Dumnezeu Armurile pe un armor stand Probabil vrei să zici Da, 100% E bine, stai să-ți explic o treabă Ăla nu este un achievement ci ești un schemer, domnule Înțeleg eu că îmi lipsește acest coif stupid de chain Dar într-una din zile O să-l găsesc Într-una din zile Dar nu astăzi Pentru că astăzi mi-a venit o idee. Mă gândeam să mă duc în uh, Nether să fac rost de niște Wither Skeleton Heads. Și apoi mi-a picat fisa. Bă, dar ce se întâmplă dacă aduci un Wither Skeleton la tine acasă și gen îl închizi undeva? A? Și apoi îi dai nume. Nu o să se despuneze, o să-ți rămână forever și o să ai un schelet de Wither de companie, nu? Nu? No? N-ar trebui să funcționeze. Sunt destul de sigur că ar trebui să funcționeze. Așa că, hai să ne luăm la noi niște mâncare, gen literalmente, Oh, uite, așa, îmi place să văd puiul ăsta care este mult la număr. Bun. Și avem așa, 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 așa. Cred că o să ne trebuiască, poate, și acest... papuc de aur. Și, cred că... Știi ce o să ne mai... Bă, da, de ce? Jocul ăsta mi se pare mai încet. Bă, da, am schimbat unele chestii și acum nu știu exact cât de tare să dau volumul, știi? Că mi s-a resetat uh, orice înseamnă sunet pe, pe, pe PC. Bun, deci, ce avem aici așa? Avem câteva de astea. Obsidian. Ar trebui să facem un test să ne asigurăm că Wither Skeletonii pot să trăiască în lumea normală și nu crapă instant sau ceva, știi? Deci o să mergem în... Uh, în uh, pam, pam. Uh, O să mergem În uh, nether și o să facem un portal Să vedem dacă putem să aducem uh, în lumea normală Un wither skeleton Și dacă putem, după aia vom ști că putem Să aducem unul până acasă Și o să facem o capcană de-aia Și gen apoi uh, o să prindem acolo așa, Wither skeleton și o să-l avem tot timpul în casă Actually dacă-l aduc acasă Nu o să mai pot dormi, bro Oh god

Ok, fiți atenți. Dorm și mă duc în Nether și sunt destul de sigur că nimic nu o să se întâmple acolo și satul, nu? O să se dea cancel la, la raidul ăla, nu? Actually, cred că mi-ar trebui mai multe, cum îi zice, artificii. Trebuie mai multe artificii pentru că nu stau să merg prin Nether. Ce am înnebunit? Uh, unde sunt? Actually, cred că la mine. Oh, la mine sunt, ok. So, ce am aici așa? Literalmente multe artificii. Dăm mi asta înapoi și haide să mergem în Nether să testăm. Deci fii atent, mă știi, uh, știi că dacă ai un uh, Creeper de la Charged și îl faci să explodeze lângă orice creatură, îți dă capul creaturii, nu? Și dacă am putea să aducem cumva o grămadă de Charged Creepers. Să aterizăm aici. Uh, dacă am putea să aducem o grămadă de Charged Creepers. Cumva în uh, nether, după care... Hello! Pff, one shot, stai jos! Be humble! Exact ca în melodia aia, astea. Ok, și facem pam 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 Una, două Pam pam Pam, firar Ok, bine O să, o să Pa <laughs> No, come on Bun, deci Am rezolvat treaba asta Bun, uh, am dat foc Ok, Acum trebuie să aducem niște Wither Skeleton. Hello, domnule, ce i zice să vii aici și Auzi, dar să nu îndrăznești să o iei pe lângă ca un nesimțit. Treci prin portal. Au! Uh oh Încetează, încetează, bro. Au, come on! Oh my god, este capul legendar de Wither Skeleton. 5% șansă, easy. Hei, Alright, am uitat că trebuie să facem și ieșirea la portalul ăsta Bă, dar sunt tare prost oameni buni Bă, deci IQ-ul meu este într-o continuă scădere O, oh, locul ăsta e destul de ok așa, cred că și... unde mă aflu? O, oh, distanță relativ mare, bun Ok Anyway, locul e foarte ok, nu e pădure, nu pierdem Wither skeleton după ce l-aducem aici Așa că hai să vedem ce o să se întâmple dacă aducem un Wither skeleton în portal Hello, Domnilor Wither Skeletoni V-am văzut că sunt Oh my god Sunt doi la număr Intrați în portal Fraierilor <laughs> Yes, ăla e bun Ia să vedem Ce se întâmplă cu ei în lumea normală acum? Sunt în regulă? Ah Oh my god Sunt în regulă Și sunt foarte, foarte periculoși. Au Hei, unde e celălalt? Au, uite-l pe ăla Hei cu ace, bro Bătă <laughs> Ce incompetent a picat în groapă! Hei! Ieși afară de acolo, tlharule? Hei! Ah! ah! ok, acum, acum s-a gândit să iasă. Bun. Dăm te rog, uh, cum îi zice? A, ah, firar. Cum am mai am nevoie de două capete de astea ca să spunez wither Fierar. Interesant e că si nu mor, că e zi afară, știi, nu iau foc. Ok. Deși ei trei în nether, adică te-ai că poate focul nu le-ar da foarte mult de Ei bine, testele au fost făcute, acum este timpul să stricăm portalul ăsta. Cum Dumnezeule mare am spart acolo aia? Bună întrebare. Și acum, eu teoretic ar trebui să îmi dau seama cum Dumnezeule mare fac un fel de drum, un fel de drum pe care să merg cu acești Wither Skeletoni Până la portalul meu de acasă Și o să-mi trebuiască litera Mamă Ia stai așa să-i să, să batem și pe ăștia Să vedem dacă uite ăla de acolo Și să vedem dacă mai sunt Pentru că vreau să uh, mai spuneți și un Wither În viitorul apropiat Așa că ah, Come on dude Come on O am luat două de astea Una după alta practic Capete de schelet. Te rog Unul după altul Oh, au oh, cam, Bro, are lag, jur că are lag, oameni buni Îl vedeți cum merge și după aia se întoarce și... Bă, dar de ce sunt atât de mulți, bro? Deci când căutam să fac rost de capete pentru primul și al doilea wither Erau foarte puțini, acum am bătut cât? Patru? Hmm Singura problemă e că dacă o să apară un gest și o să înceapă cu pu, uh, o să-mi distrugă podul, pentru că podul ăsta nu prea e rezistent la gesturi, dar... Au, oh, sto au! Oh! Ce Dumnezeu? A, uh, mă scuzi cât uh, vreau să mă lași în pace? Bun, deci fiți atenți, cred că aș putea să aduc... Stop, dude! Oh my god! Ok, vrei să, vrei să o dăm? Ești smart 2? Așa credeam și eu. Dăm cu aceea. Oh mai sunt. Okay. Uh, deci, cred că aș putea să fac cumva să aduc Wither Skeletonii până aici. Și cred că de aici vreau să încep și construcția uh, podului până acasă. Cred că am terminat tot drumul, dar uh, problema e că nu am un name tag și dacă l aduc în lumea normală, este posibil să se despuneze? Este posibil? Oh god, oh god, e unul fix aici și Hello, domnule! Cum estas? Estas bien? Oh, what the Bro, încetează, încerc să fac altceva. Răi un schelet normal? Încerc să aduc un... Au! Stai cu minte, Shroud! Au! Uh. Uh, uh, ok, bun, vină după mine, vină după mine Deci, o să-l aducem de test, dar dacă se despunează Până reușim să venim cu un, uh, cum îi zice ăla, e foc acolo Ce s-a întâmplat cu podul meu Zic că nu a distrus uh, un, ok, Și ce, e bine că a rămas în spate Ce se întâmplă aici așa? Ok, nu e nimic Bun, uh, deci vină după mine Uh, și o să te duc acasă, dar again, dacă te desponezi, vreau să știi că sunt dezamăgit de tine. Auzi mă, dacă îi arunci chestii, nu face nimic, nu? No? Dacă îi dai vreo sabie mai bună... Wait, stai, dacă îi dai o sabie mai bună, ce se întâmplă? O ia el, gen sabia, și o folosește? Că știu că dacă le dai armură sau alte trăznăi, de exemplu... Ah, E scammer, papucii mei! Vreau papucii înapoi și zilele cu soare. Actually e soare deja afară, nu mai contează. Bun, uh, am crezut că o să ia el papucii, bro, dar uh, este un schemer nemernic și. What? Ai picat jos? Nu poți să fii serios că ai picat până jos. Cum Dumnezeu ai reușit? Pro! Ok la acum... Ă, actually, reușim să ajungem până unde trebuie, nu e problemă Uh-oh Uh-oh uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. oh my God, yes! Uh -oh. Nu, 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 stai așa, stai așa, stai așa Au, au Ok, hu, 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 Bun, 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 mă încolțea și nu era bine Mă încolțea exact cum te încolțește un colț de animal gen. Haide, treci prin portal, domnule! Yes, 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 yes! Mamă, ce bun sunt! Oh my God! Bro, la un moment am văzut în secțiunea de comentarii de la... Au! De la ultimul episod, că m-a întrebat cineva cum am adus shulker-ul până în lumea normală, acolo. Come on, come on, ieși afară din portal, bro! Hello. Yeah. Ah. Stop, stop. Não, não mais lovey, não mais lovey. Okay. Ah. Uh... Wait. Não posso junto a isso, não? Para onde é colo? Para onde é colo? <laughs> Got him Got him. Let's go Yes, yes Stai așa să stricăm astea Hello, domnule Auzi, mă, dar tu nu o să De ce tu faci chestia asta cu sabia, bro? Tu nu o să te desponezi acum ca un nesimțit nu e așa? Până mă duc Mamă, câte emeralde am Până mă duc eu să fac rost de niște emeralde Ca să fac rost de un name tag Nu-i așa? dacă se despunează I am done. Deși sunt destul de sigur că s-ar putea să se despuneze. Ok, dar zim că nu mai e raid un satul ăsta. Come on, are nimeni timp de raid. Come on, stop raidul raiduri. Raidurile sunt cringe. Ok, oamenii par să... Uh-oh. Ok, unde Oh, God. Unde e care are... Ce Dumnezeu? Unde e ăla dintre voi care are? Oh, tu? Tu? Oh, ce dezamăgire! Ui, ui, încă unul, încă unul, stai, stai, Nu e ăsta. Ce, Unul e celălalt? Bro, stai, stai pe loc, stai pe loc. Ăla e? Hehehehe! See ya, boys? Ar trebui să mergem să apărăm uh, satul de raid, nu? Am făcut două raiduri data trecută, deși trebuia să fac doar unul. Nu mergem să, să apărăm, uh, cum îi zice, satul. Nu, nu, se descurcă singuri. Dacă nu suntem acolo. Ok, te rog să nu fii despunat. Te rog, te rog, te rog, te rog să nu fii despunat. Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Ok, o să-l numim Cristian. Cristian Mungiu. Exact. Asta nu e un artist sau ceva? Cristian Mungiu? Nu? Nu? Ok. Nu știu. asta mi-a venit în minte, ok? S-a despunat. Ai sabia de da, am aruncat-o eu. Oh, come on, my guy. 1, 2, 3, 4 acolo. Oh, God. 1 dincolo, 5. Bro, de ce sunt atât de mulți? <coughs> a, ah, firar se putea un 3. De ce Dumnezeule mare am dat? A... Ah, oh, my God. Ok, a... Ah, o ștergem până când ne mai încărcăm un pic viața. Asta e așa o secundică. Și acum mergem înapoi. Bă, sunt foarte mulți și vreau să-i bat, știi de ce? Pentru că... Wow, nu! No! Wow, a, 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 Ce Dumnezeu a fost asta, bro? A, încetează! What the? Bro, nu pot să urc o scară! Ok, bun, vino, vino! Veni, 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 vidi, vidi și... Da, la, da, da. Hai de Cristiane, ia de acelea name tag, ia de Ok, ușor, Cristiane, ușor! Nebunule, stai așa o secundică. Bun, intră, te rog, în acest portal acum, da? Bun, bun, bun. Uh, stai, ar trebui să-mi pun pe mine armura, că nu mai e nevoie să zbor. Huh, bun, uh, l-am adus acasă. Pe Cristian Mungiu. Oh, God! Nu mă lovi, nu mă lovi! Am armura pe mine, bro. O să... O să mori, stai! Bun, vino aici. Ok, bun. Și am fi atent ce uh, facem, da? Deci fii atent planul. Rămâi acolo. Au. No, Cristian! No, Cristian, rău! Cristian, rău! Te... Vino înapoi! He, he, he. Let's, Let's go! L avem pe Cristian Mungiu aici și a băieți. Și practic acum a... Ar trebui să-i găsim un loc unde să-l punem. Bă, unde Dumnezeule Mare să pune? Bă, nu te desponezi, nu? Ai nume deasupra capului. Ești literalmente nedesponabil, nu e așa? Aș vrea să-l văd undeva. Dar dacă îl pun în casă, again, nu o să pot dormi niciodată. Deci dacă vreau să dorm, ce-ar fi dacă aș face pe porc sau în porc undeva un, un pat diferit de casă? ca să putem să-l băgăm pe, pe Cristian în casa aici și să rămână forever aici, ha? Uh, okay, okay, okay. Bun, nu e frică să vină în soare. Auzi, nu mai... Trandafirul pe bune. Pe bune. Haide! Au! Acum vii? Te-ai gândit să vii, Cristiane, pe bune? Haide. Ok. Uh. What? Oh. Bă, nu mă mai schemui, Cristiane. vin încoace. Bă. Hei! Nu! Cristi... No, De ce mârie câinele? Stai! Hei, lasă armurile! Ah, rămâi acolo? Ha! Ah, Gărim le! Ah, ok, vino! Vino un qua, Vino un Vino un Nu, no, stop! Okay, nu vreau să-mi pierd totemul. Bun, fii atent, fii atent. Nu te mișca de acolo, Cristi, ok? Oh, oh, no! Nu, oh, nu, no, nu, no, nu! No, În no. sfârșit! Țeacă corectă, dusă, la bun sfârșit, exact! Du-te acolo, Cristiane! Cristiane, Cristiane! Ce-ai făcut tu, Cristiane? Alala, alala. Bun! Uite-l! Let's go! Actually, am putea să-i facem întreaga cameră lui. Hmm. Și vreau să vedem dacă o să reușească să reziste aici fără să îi se întâmple nimic. Și eu zic că ar trebui să nu îi se întâmple nimic. Voi ce ziceți? Să-mi în secțiunea de comentarii dacă ați încercat vreodată să faceți ceva de genul ăsta și dacă vi s-a desponat sau uh, ceva uh, Wither skeleton -ul. Pentru că cert este că alte, cum îi zice, alte creaturi le-am avut cu tot cu nume și tot s-au despunat <coughs> delfinii. <coughs> Era să fie de delfinii. Bun, a, deci am abănuiesc că am putea să le li liberăm în locul ăsta și după aia să, da, să-i oferim... Lui tot dormitorul și facem ceva și cu luminile O să trebuiască să fim foarte, foarte grijulii totuși Și o să-i dăm drumul aici Vino, Cristiane Ești liber în întregul dormitor care acum este al tău Exact, bravo, asta îmi place să văd. Au, oh, au, oh, God, se panichează.